Story time, cum m-a ajutat pe mine în viață să solicit ajutorul unui psihoterapeut și să lucrez la vindecarea mea emoțională. Pe de-o parte, faptul că în formarea mea de psihoterapeut a trebuit să fac dezvoltare personală a însemnat că lucrez deja la vindecarea mea emoțională și am înțeles că de fiecare dată nu trebuie să-l schimb pe celălalt. Și primul pas pe care trebuie să-l fac este să generez o schimbare la mine, văzând că poate relațiile și comportamentul sau felul în care ceilalți se raportează la mine începe să se schimbe. Lucru care s-a întâmplat. Doar că am ajuns într-un moment în relația în care eu eram, în care mi-am dat seama că oricât a schimbat la mine, deja nu mai există o îmbunătățire acolo și că am cam lucrat cam tot ce se putea la mine. Am început să am momente în care uitam, mecanismele de negare erau prezente, eram în depresie, eram destul de vulnerabilă, sistemul imunitar îmi scăzuse și mă îmbolnăveam foarte des. Deja nu mai știam ce anume mi-aduce nefericire în acea relație. Știu că singurul lucru care m-a împins să merg către psihoterapie individuală a fost tocmai că mă simt foarte rău și nu pot să găsesc răspuns la ce ar trebui să mai fac. Și de acolo a început din nou un proces de schimbare în care am pus din nou accent pe mine. Și am înțeles că nu era locul potrivit acolo unde eram. Și acest lucru, acest proces psihoterapeutic m-a făcut din nou să ies din negare, să văd realitatea, să-mi dau seama că din schema mea de abandon din trecut stau în dependență în acea relație și am prins curaj și am reușit să ies din acea relație. Bineînțeles, procesul de vindecare emoțională este unul continuu, pot fi și pauze în el. Am revenit de mai multe ori în psihoterapie individuală, am revenit în psihoterapie individuală când mi-am dat seama din nou că nu reușesc singură, că sunt mecanisme de negare ale realității, când mi-am dat seama că încep după divorț să pierd oamenii din jurul meu, să pierd bani, să pierd din nou sănătate și atunci am intrat din nou într-un proces de psihoterapie pentru a mă regăsi pe mine și pentru a învăța că dacă ceilalți mă abandonează, este cel mai important ca eu să nu mă abandonez, să lucrez pe traumele mele, pe rănile mele, încât nu doar eu să am o viață împlinitoare, cât și copilul meu și generațiile următoare.